eu tot îi rog frumos și cer, apropo și de partide, colaborare și bună credință. Dacă nu o să rezolvăm această problemă, pot să vă promit astăzi aici că mulți care au sedii de partid prin centrul orașului o să mute la mol. Și le vom reda ori copiilor, ori vârstnicilor, ori unui proiect pe care eu l-am gândit și pe care vreau să-l implementăm, mamelor care cresc singure copii și care în eventualitatea în care au de mers, nu știu, la medic, la un stomatolog sau să-și rezolve alte probleme de ordin administrativ, n-au cu cine să-i lase și cred că ar fi potrivit să avem și un astfel de centru